Bună tuturor și bine v-am regăsit la o nouă rundă de cumpărături săptămânale în buget. Bugetul meu este de 100 de euro pe săptămână pentru o familie de 4 persoane. La ce te ajută un buget? Practic devii un cumpărător mai conștient, zic eu, în mod implicit asta, pentru că te ajută să vezi lucrurile așa cum sunt ele de fapt, necesare sau inutile. Așa că eu, în ciuda scumpirilor, insist să mă încadrez în bugetul meu de 100 de euro. În această săptămână am ales magazinul Aldi, unde am achitat suma de 108 euro și 86 de cenți. Am două produse non-alimentare pe care le-am notat pe plicul meu unde îmi țin evidența. 7 euro pe partea de produse non-alimentare și 102 euro au fost alimentele. Bineînțeles că înainte de a merge la cumpărături mi-am stabilit și meniul pe săptămâna următoare și meniul arată în felul următor. Pe luni o să fac o lasagne cu legume și spanac și o să mai fac pe lângă o supă cremă de linte. Pentru marți m-am gândit să fac o plăcintă de cartofi răzuiți cu ou și cu pătrunjel, cu dovlecel și o salată lângă, miercuri o ciorbă de fasole verde și cartofi copți cu ciuperci și niște roșii. Apoi pe joi m-am gândit să fac pui la cuptor cu roșii și usturoi și o să mai fac lângă niște cartofi cu rozmarin. Pentru vineri o să fac un hummus și o să mai fac o salată cu fasole roșie, năut, măsline, roșii și ce legume mai am până atunci prin frigider. Pe sâmbătă o să fac pizza cu mozzarella și cu roșii și o să mai fac o salată cu ton și porumb. Și pentru duminică am notat că o să gătesc somon cu orez și legume și o salată, dar am luat alt fel de pește, așa că o să-l pregătesc efectiv acel pește. Acum o să vă arăt cumpărăturile pe care le-am făcut în această săptămână și încep să pun astea la o parte. Încep cu produsele astea mai nesănătoase, să zicem așa. Le-am luat fetelor aceste gustărele de la Kinder Happy Hippo. Mă rog, Elena a fost cu mine și asta este. Le-am luat aceste wafe cu unt, zice că sunt, nu știu, un fel de napolitane fără cremă. Aici am două pachete de Oreo, un pachet de cookie, zice că este cu ciocolată amăruie. Mai am aici o pudincă cu vanilie și cu bombonicile astea. Ăsta, bineînțeles, tot Elena și l-a ales. Aici am o pâine pe care am pus-o într-un suculeț din ăsta de legume pentru a evita unde pot evit să cumpăr plastic cât de mult, pentru că oricum luna iulie este provocarea aceea iulie fără plastic și cât se poate, unde sunt alternative și nu mă costă dublu sau triplu, prefer să le aleg pe acelea în detrimentul produselor ambalate în plastic. Am luat acești slip, două perechi, astea erau din categoria non-alimentare și tot din categoria non-alimentare această jucărie de pluș pe care Elena și-a ales-o. Așa. Am mai luat acești fulgi de ovăz, ăștia pentru a consuma dimineața la mic dejun cu iaurt și fructe de pădure congelate. Am luat aici două pachete de drojdie uscată. În automatul de pâine nu pot să pun drojdie proaspătă, merge doar cu drojdie din asta uscată. Am luat două pungi de făină, una este făină integrală și cealaltă este făină albă normală. Și așa două bucăți. Mai am aici o cafea maroi bio, un kilogram. Aici mai am 18 bucăți de ouă, 3 pachete din astea de salam pentru sandvișuri, cred că 100 de grame un pachet, da, 100 de grame, 2 sunt salam normal uscat și ăsta este salam pentru baghete,
Ăsta are altă aromă, este mai uscat, ăsta o să-l consume soțul la sandvișuri. Am luat acest pește pentru duminică să-l fac cu orez. Și aici am luat niște somon afumat, ăsta-l consumăm la micul dejun. Am mai luat două pachete de piept de pui din ăsta filet. Sunt două pachete câte 400 de grame, de exemplu, la categoria carne. Nu găsesc, dacă ne las un supermarket, clar, m-am învelit în plastic. Și ca să mă duc 20 de kilometri să-mi cumpăr carne de nu știu unde, nu, chiar nu. Dacă am drum, merg, dar numai așa extra să mă duc să-mi cumpăr carne de nu știu unde, să evit punga aceea de plastic, clar, nu. Așa, am mai luat aici un pachet de mozzarella, 400 de grame. Asta o consum cu roșii, o să pun și la pizza. Pentru că tot ziceam că sâmbătă o să fac pizza, am mai luat o brânză de vaci. Asta o consum eu pe pâine. Fetelor, le-am mai luat aici niște înghețată din asta sandwich. Ce mai am aici? O cremă de brânză, tot așa pentru sandwich-uri, două pachete de unt. Eu mereu unt când găsesc undeva, pentru că s-a scumpit mult, când e 2 euro, 2 euro și ceva, sub 2,50 euro, mereu cumpăr și mai pun în congelator. Chiar dacă nu îl consumăm, să zicem, recent, dar mă uit când expiră și ăsta expiră, de exemplu, în 17 august. Oricum, dacă este congelat, chiar dacă îl consum după această dată, nu are nimic. Am mai încercat și se păstrează foarte bine. Acum, clar că nu fac nu știu câte rezerve de unt, dar așa mereu când găsesc la 2 euro, cumpăr unul pentru săptămâna ce vine, unul de rezervă și mereu am în congelator, pentru că au fost săptămâni în care n-am găsit unt la ofertă și am dat 3 euro și ceva pe un pachet de unt în loc de 2 euro. Așa că nu văd de ce aș da un euro în plus, numai pentru că săptămâna asta n-am cumpărat două bucăți, să zicem. Am mai luat două cutii de smântână, la smântână tot așa învelit în plastic, altă variantă nu există. Am mai luat aici un pachet de halloumi, ăsta o să-l fac într-o seară la cină, cu niște legume și o salată, clar numai eu cu soțul consumăm, oricum și cașcavalul de grătar fetele nu mănâncă. Am mai luat aici o găleată cu iaurt din ăsta grecesc natur. Aici am mai luat așa, pentru cămară, două borcane de unt de arahide. Am aici două cutii de năut, două cutii de fasole roșie boabe. Am luat niște ardei din ăștia copți, care îs puși în ulei. Și mai am acolo 2 litri de lapte, Aldi are la ambalaj de sticlă și sticla se poate returna înapoi. Și în partea aceasta, multe legume, fructe, eu ziceam, în alimentația noastră se găsește multe legume, fructe, mai consumăm și mezeluri, da, eu zic că totuși legumele, fructele trebuie să ocupe un loc destul de important în alimentația noastră. Am aici două bucăți de castravete și doi castraveți de genul acesta. Am mai luat aici o pungă de fasole verde pentru ciorba de fasole verde. Banane, multe banane, o plasă mare de banane. Am luat aceste roșii cherry și îmi place că ei s-au gândit să scoată caserola de plastic și găsești la prăsuța asta de hârtie. Aici mai am 2 kg jumătate de cartofi, o salată din asta multicoloră, salata la fel, orice alege, totul este învelit în plastic. Aici mai am o gulie și săptămâna trecută am luat una și așa, când am poftă să ronțe ceva, am tai o gulie din asta și mănânc gulia. Aici am un pepene galben, o pungă de ceapă din asta roșie șalotă. Ce mai am aici? Un ananas. Să sperăm că este și bun. Pentru ciorbă niște morcovi, pentru că nu mai aveam morcovi chiar deloc, nici măcar în congelator, că i-am folosit și pe aceea. Am aici 3 bucăți încă de ardei roșu gras, încă câteva roșii, astea le pun la salate și astea la altele le consumăm așa lângă sandvișuri sau așa când pun ceva rapid pe farfurie.
Am mai luat aici câteva nectarine și o caserolă de o jumătate de kilogram de căpșuni. Deci astea au fost cumpărăturile mele din această săptămână. Nu știu, eu insist și mă încăpățânesc să rămân în bugetul meu de 100 de euro. Eu zic că alternative mereu se găsesc și cât încă rezist cu bugetul meu de 100 de euro, nu vreau să mă las prins în joc, chiar dacă s-au scumpit mult. Și nu neg asta, toate alimentele, absolut toate, nu există vreun produs la care să nu să fie adăugat în fiecare săptămână 5, 10, 20 de cenți în plus, dar chiar vreau să rămân încă în bugetul meu, găsesc alternative, să urmăresc ofertele și în momentul în care nu se mai poate, dar mai măresc și eu bugetul. Dar eu zic că trebuie să avem grijă până la urmă de banii noștri, pentru că salariile și veniturile nu cresc în proporție cu creșterea, să zicem, a facturilor și a alimentelor și, mă rog, a combustibil și mai departe, n-ar o să mai enumăr. De aceea eu insist că unde se poate să elimin cheltuielile inutile și să cumpăr ceea ce avem nevoie, ceea ce ne este necesar, să avem legume, fructe, să avem ceea ce chiar ne trebuie pentru o alimentație echilibrată, zic eu așa, nu pretind și nici nu consider că mănânc nu știu cât de sănătos, dar eu mă gândesc să fie așa un echilibru în toate și de aceea în cumpărăturile mele mereu să găsesc și produse din carne și ouă și lactate și legume, nu știu, încerc să avem un echilibru cumva din toate. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, pentru susținere și până data viitoare vă doresc numai bine și cumpărături inspirate.